Ei, salut, prieteni! A venit Ana la noi, a venit și Lorena, e și Horia acolo în spate. Și mergem cu gașca de motocicliști la un semi-grătar, așa, la Comana. Parc natural de asta foarte mișto. Dați vede față aici. Dar mai întâi trebuie să trecem pe la vulcanizare, că o roată din dreapta față, la Fiesta, este... Băieții cu motocicletele n-au venit, așa că am intrat în parcul de aventură Comana și foarte, foarte mișto aici. Fetele se dau pe Stelac, iar camera asta o să dau, se dau ei să treacă cu ea. Cum a fost? Bine! Le-a plăcut, să mai dau o dată. S-a apucat să plouă. Așa foarte subțirel și cu soare. S-au dat fetele cu tiroliana și între timp băieții ăștia au plecat. Nu știu unde au plecat. Noi mergem să, mâncăm ceva. Ah. Wow. Acolo e Argeșul. Ne-am oprit un pic aici, că se vede frumos încolo. Am venit să mâncăm o shawarma, nu știu, cred că v-am zis în live unde e cea mai bună shawarma. Dar o să vă și arăt acum unde e cea mai bună shawarma. Hai că am luat de mâncare și acum o să mergem până în magazin să mai luăm de băut, să mai luăm de ceva de ronțăit. Ia uite ce mișto se vede acolo. Încă.
Hai că am ajuns acasă și ne punem să mâncăm și noi șaormele alea, că suntem rupți de foame. Și apoi să vedem, cred că am vrea să ieșim pe afară prin rond, dar nu știu, să vedem cum ne simțim după ce mâncăm. După șaorma aia merge ceva bun. Da, deci fetele s-au băgat să facă un pic de nani amândouă. Că sunt la noi amândouă și s-au băgat să facă, să tragă un mic power nap. O să mă bată grav amândouă pentru că zic treaba asta în vlog, dar asta e. Eu mă duc să editez un pic din vlog, să văd ce am până acum și vedem ce mai facem mai încolo. Hai că am rămas singur, s-a dus și Horia, cred că lângă Lorena, să tragă și el un pui de somn. Aveau de gând să uite la un film pe seara, dar nu știu dacă o mai fac. Ana încă doarme, eu am terminat de editat tot până acum și cred că o să termin tot și mă duc să mă culc și eu, pentru că e relativ târziu. Astăzi aș fi vrut să fie un video mai interesant, așa mă gândeam eu că o să fie, dar nici nu am reușit să ne întâlnim cu băieții ăștia foarte, foarte ușor. Ne-a și stricat ploaia planurile, așa că astăzi un video mai scurt decât de obicei. Sunt foarte curios, astăzi am primit o grămadă de friend request-uri pe Facebook. Nu zic eu că este rea, e foarte bine, însă nu știu de unde vine treaba asta. De la faptul că am făcut live aseară pe Facebook sau a făcut cineva vreun articol despre mine, vreo postare, vreo promovare, ceva. Sunt tare curios de treaba asta. Întrebarea de ieri a fost ce voiați voi să vă faceți când erați mici? Și răspunsul pe care am stat la întrebarea de ieri vine de la Răzvan's Vlogs și zice: când eram mic vreau să mă fac fotbalist. De la 5 ani fac fotbal și acum am 13. Fotbal life. Bravo, foarte, foarte bine. Ține-te de treabă și muncește cât poți de tare în continuare, pentru că e o treabă foarte mișto. Întrebarea de astăzi este: care este mâncarea voastră fast food preferată? Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vă vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine!